A fost zi de sărbătoare și pentru românii care locuiesc în peninsula scandinavă. Preasfințitul părinte Macarie a ajuns pe coasta de sud-vest a regatului Norvegiei și a săvârșit slujba privegherii și sfânta liturghie în biserica românească cinstirea icoanei Maicii Domnului, cea de toți fericită, din orașul Haugesund. La final a oficiat slujba de sfințire a apei și a botezat al treilea copil al unei familii din comunitate. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit de misiunea pe care Maica Domnului a făcut-o cu o familie de credincioși din această comunitate. Mă bucur cu bucurie mare și pentru familia mică care, iată, a avut marea bucurie ca cel de-al treilea vlăstar în familia lor să fie îmbrăcat în Hristos, dar și pentru familia noastră mare, extinsă, de aici, de la hauge sunt. Și Maica Domnului a rânduit să fim împreună la praznicul izvorului tămăduirilor pe care ea le împărtășește și le revarsă neîncetat în biserică, în acest sfânt lăcaș românesc unde se păstrează această minunată icoană a preasfintei nescătoare de Dumnezeu, numită cea de toți fericită. Prima minune pe care a săvârșit-o preasfânta nescătoare de Dumnezeu prin icoana sa aici, în fiordurile de pe coasta de vesta Norvegiei, a fost aceasta, părinții greu încercați și îndurerați, despărțiți neașteptat de copilașii lor. Însă iată, mare a fost bucuria lor, fiindcă și-au dobândit copilașii și noi, îi dobândim în Hristos și în biserică neîncetat și ducem lupta cea bună sub ocrutirea Sfintei născătoare de Dumnezeu. Mâine ierarhul va ajunge la poarta fiordurilor în orașul Bergen,